Deci mai întâi mișto, pantă, pantă brute. Așa. Deci eu plan X-ul desconsideră punctele. 1, 2, 2, B minus 1, 4. Schimbă X-ul, că nu e un pic scară. Așa, 3 de minus 1, 4. Trebuie o dreaptă care trece prin C. Și C de 5, 3. Așa. Deci aflați ecuația dreptei care trece prin C și e paralel cu AB. Hai să le explicăm cum stă treaba. Uitați-vă. Care sunt etapele? Deci stai așa. Ai trei puncte. Ai punctul A, punctul B. Bine, le fac așa schematic să ne fixăm ideile. Și punctul C. Și tu trebuie să duci prin punctul C, să faci ecuația dreptei care trece prin C și paralel cu AB. Pentru asta, îl vei face prima dată pantă lui AB și îl scoți pantă lui AB. Pe urmă, vii cu o dreaptă de paralel cu AB și dacă D e paralel cu AB, afli panta lui D și apoi ecuație prin punct și pantă. Ecuație prin C și panta e în D. Deci astea sunt etapele după care vom judeca problema de aici. Deci avem punctele A, B și punctul C. O să facem panta lui AB cu formula de pantă. Aici e punctul C, o să venim cu o dreaptă de paralelă cu AB și scoatem panta lui D. Dacă știu panta lui AB, pantele sunt egale. Și facem și panta ecuație prin punct și pantă. Să începem. Deci pe negru. Și M, A, B. Formula. Bine. Y, B. Nu, no, pui formul literal. Y, B, minus. Supra. Care din ecuație bun? Y egal. 2 pe 3 x plus 10 pe 3 plus 3 adică 19 pe 3. Așa, plus 19 pe 3. Și asta este ecuația explicită. Da? E la fel de bun și asta. Bun. Problema 1. Problema 2. Fie punctele așa. A de 2, 3. Avem așa. A de 2, 3. B de minus 3, 2. B minus 3, minus 2. Determinați ecuația mediatoare segmentului mediana. Deci, mișcă și poți să fie mult. Deci, că nu știu cum poate fi mult. De asta pot da. Mediatoare. Dar parcă știam formula. Nu, dar nu am. Dar nu ai formula de mediatoare. Mediana era cu... Nici pe mediana. Deci, hai să scriem mai întâi ce este mediatoare. Mediatoare.
mediatoare a unui segment cu perpendiculară cu mijloc X. Da? Deci, mediatoare a unui segment este perpendiculară pe mijloc X. Cele două puncte, A și B, până acolo, A și B. Fac așa, un mic desen. Da, da, asta acolo. Deci mi-ai desenat două puncte. Deci punctul A, punctul B. Odată că o să luăm mijlocul, da? Nu, nu, mijlocul segmentului. Deci ăla este mijlocul, da? Notează cu el. Și, deci, ce va trebui să calculăm? X-ul. Deci va trebui să calculăm coordonatele mijlocului, puneți ideile în cap, da? Zicem coordonate, tragem minuță și zicem coordonatele mijlocului. Coordonatele mijlocului. Deci cu asta o să începem, da? După ce facem coordonatele mijlocului, trebuie să venim cu o dreaptă perpendiculară pe AB. Nu, nu, pe desen. Îmi duce o dreaptă de două prin mijloc, o dreaptă perpendiculară. Trebuie să iau o dreaptă. Așa. Da. Deci aia e dreapta, nu o duc, e dreapta, du-te mai sus. Picasso. Așa. Păi și semnul e perpendicular acolo. Bun. Asta înseamnă că trebuie pe undeva, dreapta aia trece printr-un punct. Deci deja am un punct. Dacă ea scoate și panta, ar fi grozav. Înseamnă că pot să fac panta lui AB și zicem, iam AB-o, a doua idee. O să scot panta lui AB. Și dacă eu știu panta lui AB, eu nu pot să scot panta lui D, altă linie. Adică sunt două drepte perpendiculare, MD-o. Și scrie MD, MD egal, nu, odată nu zicem decât ordinea lor. Da? Deci am calculat pe MAB și eu mă calculez pe MD. Bun, vedem în altă parte. Și pe urmă, dacă știu și panta lui D, știu că trece prin mijloc, bineînțeles că o să vin cu ecuație prin punct și pantă, că trece prin mijloc și are pantă. Da. Și scrie finalul, a patra idee, ecuație prin punct și pantă. Deci asta este ordinea de idei. Ecuație prin punct și pantă. Așa ne abordați problema asta, da? Păi, nu știu să o fac tot, dar văd ce era o mediatoare, văd ce era un mijloc, da? Și acum să începem. Păi, acum facem mijlocul AB. Zicem așa, e mijloc AB, echivalent cu, notează. E mare. Mijloc AB echivalent cu și am zis coordonatele de mijloc. XM? Vrei să-mi scrie așa? Nu îmi place așa. Echivalent XM egal cu formula XA plus XB. Echivalent cu XM egal cu de coordonatele. Așa, facem MAB, formula YA minus YB supra XA minus XB. Echivalent MAB. Venim cu o dreaptă D perpendiculară pe AB și zicem D perpendiculară pe AB echivalent cu
De nou. Așa, când trece prin ea. Păi asta mă uitam acum, că eu nu m-am uitat deloc și nu... Deci y e 8 minus x. La 4. Alor de 5-a puneți minus 5-a.
licențiată. Da. Minus 2 cu 3 și jos minus 2 cu 5. Tot îmi pungea ochii de la 3 cu 5. Așa. Bun, zice coasa mediată. Ai aflat mijlocul? Păi, cum ca o coasă în mijlocul acelui? Dar dacă n-am el, este mijlocul lui AC, da? Da. Și mi-ai locuit în A și în C? Neața soare, te-a lăsat la el la scurt. Și se vede că nu mai vezi nici X-urile cum trebuie. E 2 cu minus 3 pe 2, da? Asta e coordonatele în mijloc. Și acum, mă faci? După ce mi-a aflat în mijlocul, BM-ul ca dreaptă prin două puncte. Da. Da. Deci eu vin cu ecuația dreptă prin două, de două puncte. Poți să zici BM două puncte, nu de BM. Da. Acum ai notația dreptă. BM două puncte. Da. Facem acum, da. M, C, 2, 10, 5, 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
nu contează cu nimic. Oricând faci C de... Deci, vedem. Oricând scrii Y ca minus Y B supra X A minus X B, scrii Y B minus Y ca supra X B minus X A, e aceeași. Thank you.
sănătate. Deci punctul aparține de el. Dacă atunci când îl locuiesc X în Y cu mine dreaptă, da, cu coordonat pe punct, este 2M minus 1. Du-le toate într-o parte, că ți-e aici a se vei ecuație generală. A, ca să am indicii. X în față. X în față. Plus 2X. Plus 2X, 2X. Așa. Minus 3Y. Așa, 10.
da, uite, așa n-am pus în filmul ăla. Să punem un pic de. Deci punctul de intersecție a două drepte. Chiar dacă fac o parte a doua, a două drepte. Practic, ce se întâmplă? Ai o dreaptă D1. Pe dreapta de 2. D1, să zicem că are ecuația A1X plus B1 plus C1, B1Y plus C1. Aici. Faci un sistem din astea două. Deci D1 de coordonate de ecuație A1X plus B1 Y plus C1 egal cu 0. D2 de coordonate de ecuație A2X plus B2Y plus C2 egal cu 0. Ei, practic, punctul ăsta e de coordonate alfa beta. Ce înseamnă că e pe ambele drepte? Înseamnă că alfa, îți verifică alfa beta locuite. Îți verifică și prima ecuație, alfa beta îți verifică și a doua ecuație. Adică alfa beta verifică, este soluția unui sistem format din cele două ecuații. Și ziceam, sistem format de A1X plus B1Y plus C1 egal cu 0, sistem cu A2X plus B2Y plus C2 egal cu 0, are ca soluție coordonatele lui N. Da? Adică fac din cele două ecuații un sistem, rezolv sistemul și ceea ce obțin ca soluție reprezintă coordonatele punctului de intersecție. Pentru că aceste numere și reprezintă soluția fiecare ecuație în parte. Deci reprezintă soluția pentru sistemul format de ecuație. Ce ziceam? Echivalent cu D1 intersectat cu D2. Da. Echivalent cu D1 intersectat cu D2 egal cu acolo. Dă punctul M de coordonate 6 cu 6. M de 6 cu 6. Și punem și o creche de acolo, adică e mulțime. Da? Ce să-i D1 intersectat cu D2? Și acum calculăm distanța de la punctul A la M. Și zicem A, M, e doar cu M. La 3 ore până 10 minute trebuie să fie la fel de fresh cam până 5 minute. Deci și atunci ești pe verificare, trebuie să scoți punct. Dacă ești obosit, punctele zboară. Nu o să ajungă la 3.
Înălțimea, nu, B mic.
înălțimea amperatura de vină, HB-ul e la prost. MHB. Și pe urmă, ecuație prin punct și pan, da? Ecuație prin pan. Vedeam să-ți pură descurtarea asta. Ai ieșit pata lui BM, cum se fac? Da. X minus 5, lângă 1 pe 4, mă minus 1. E macio? Y minus. Acum e 4. Nu, e corect. Și atracția mea dat în diver, știm că drepturile așa sunt paralele. Da.
consideră punctele de 3-4. BB e 2M. Știm că B aparține lui D. Aflați coordonatele mijlocului segmentului AB. Păi prima dată luăm B-ul și înlocuim acolo și aflăm M-ul. Da. Deci avem dreapta de X. D de forță. D de ecuație. X minus I de curvă aici. Deci B aparține. Nu, dar zic că dacă mai scriu 3 ori x-ul de la B minus... Deci 3 x-ul de la B. 3, a, am înțeles. A. În loc 3 și nu e. Da. Distanța nu se trebuie de stare. Nu e cumva ca e 3 dreapte. Nu știu că sunt sori o bine ce e. Și la deși tu încă. Deci, pai de unde e. Deci, nu știu că. Deci trebuie tot să, toată chestia e să-ți fabrici tu un punct de unul. Da?
Și îl fabrici tu, îl dai tu, de portic acolo. Pa, pa. Pui un X și lași încă Y. Ia să spunem de 1. De 1, de ecuație. X plus 2 y egal cu 6, nu? Și rezultă punctul P sau ea de 0,3. P de 0,3 aparține lui de 1. Și noi ai fabricat punctul P și acum faci distanța de la P la de 2. Cu modul. Deci vii cu punctul da. P și te duci pe la de 2. Deci de 2 vine 2 ori 0. Așa, plus. Plus 4 ori 3 ori. Minus 11, că nu e în ecuația, minus 11. Așa, supra la radicale. 4 cu 16, 20. A. Thank you.
Echivalent, da,
puteri mijlocului era cu apelii. Da. Și tu știi mijlocul și știi în cap și apucele. Mi-a dat decizia. Așa, echivalentul iertul, portul. Și acum venim cu lungimea, ca zice, lungimea mediană. Deci eu trebuie să facem distanță de aia. Aia, e egal cu tot așa cum îți formulă. X minus XA pătrat plus Y minus Y pătrat echivalent cu Alors, oui.
por igual com 4. Equivalente a xb menos 6a quadrado plus yb menos yb quadrado igual a 4. Equivalente a a menos 3. Poate drept și face legales. Da. Și așa poate. Deci face coase drepte cu puncte așa. Și face legales. Și pe urmă, citește cum arată aia, o aduce în o formă generală și ce pe care e mai. Cam așa. Și știam. Știți că punctele astea, nu, uite astea, mai sunt la 22, nu la 22. La 22, eu nu înțeleg de ce putea să fie un singur punct. Știi că punctele s-a fie pe dreapta. Și atunci, acolo, între punctele, la dreapta, s-a desfac pe dreapta. Deci, îl faci pe X2 și pe Y, sau îl faci pe X1 și pe Y. Și vezi că e același. Nu spun un lucru. Nu doar ca să X plus 4 de acum, 10 doar cu 3. Așa. Am de 2 cu 3. 2 cu 1 plus 3. Și vreme 1 cu 1. Acum nu dau afară. Nu dau afară. Ia, nu? Dacă ai pus acolo 1. Păi cât ai și primul? Păi asta din anunț era x plus 3 minus n, prin mărciune. Păi da, dar uite, poți să faci așa. Ei faci x egal cu 2, faci y cu 1. Deci, hai să facem așa. Nu știm că punctele astea sunt pe dreapta. Da. Dacă punctele sunt pe dreapta, înseamnă că dacă le iau pe x, îl fac 2 și pe y minus 3, trebuie să vină pe asta de dreapta aia și lacul pe el. Și nu dreapta. Da, da, da. Deci facem A aparține lui D, să zicem așa, A aparține lui D, echivalent cu ce? Și facem pe X2 și pe Y minus 3. Și la urmă e. Minus 9, minus 10. Egal cu 0. Echivalent cu... E? Minus 7. Da, da. Așa, așa.
B aparține lui D, echivalent cu... 1 plus 3 minus M. Uite, vezi că nu de la fel. Dar e M nu știa să ne dau așa. A, e ne dau așa. Nu, ba da, e ne dau așa. Dar să te ies, e altă. E ne dau 4, trebuie să fie 1 singur. Da, e greșit. Deci ce ai vrea să afli un parametru M din două puncte? Deci era suficient de bun. Numai că noi avem condiția, asta e chestia, că ți-o dat două puncte și am vrea să fie pe dreapta. Înseamnă că M o să trebuie să fie unul. Trebuie să fie unul. Deci pe? Că sunt nouă, da, atunci. Deci M aparține mulțime. Soluția în mulțimea vie. M aparține mulțime. Așa o rezolvă, da? Nu e bine nasă, cum nu, adevăr e că testele sunt foarte bune, da? Lumea noastră din colegia din care am dat avea multe mici, multe. E, acum trebuie să aflăm... Aici merge. Au, bine, pe M și pe M, nu? Nu, și A și B, înlocuim acolo și facem un sistem. Deci înlocuim, punem condiția ca să aparțin lui D și aflăm o relație. Bine, 3 minus M plus M egal cu 0. Nu, continuu, echivalent mai departe. Cu W3 în partea asta. Să aflăm M? Nu, nu. E plus M. Minus M plus M. Dă forma, asta e forma generală, da? Din sistem. Lasă așa. B aparține lui D. Vine X. Sau 1. Înlocuie. Plus M. Plus M. Egal cu 0. Și M plus M. Egal cu minus 1. Așa. Așa. Trage în linie. Și aici... No, trage în linie. Faci cum să nu te simți de fie. Deci, cum în stație de aia. Da, deci, în cel de aia, cum faci să stai. Și la fie sigur. Și în cel de aia, e sigur că scot în cel de aia. Așa. Scriem cu roșu. Ca să, și vă rog să rețineți, ca să nu aveți pus la teorie, am uitat. Pentru a afla punctul de intersecție. Pentru a afla coordonatele punctului de intersecție. Pentru dreptele, de o, să zicem. Drept. Și zi de la poartă. Da, de 1, 2 puncte. AX plus BY plus C egal cu 0. Și D
format din, se rezolvă, deci se încotrește, da? Se rezolvă sistemul format cu ecuație de rezolv. Iar soluția sistemului reprezintă coordonatele punctului intersecției. Iar soluția sistemului. Deci X și Y coloana de aflată în sistem reprezintă coordonatele punctului intersecției. Deci iar soluția sistemului reprezintă coordonatele punctului intersecției. Cel pe 7 în dreapta și 2x minus 3 y egal cu 7 și x plus 5 y egal cu minus 3. Facem sistem din astea două. Pe a doua mulțim cu minus 2. Cu minus 2. Ce zicem? Minus 3 y egal cu 7 și minus 2 x minus 10 y egal cu 6. Așa, tragem minus 2 acum și minus 13 y. Așa, minus 13 y egal cu 13 rezultă că y egal cu minus 1 y egal cu minus 1 rezultă că x egal cu 2. Da, este o. Da. Și 5. 5. X. Păi dacă o copităm prima, vine dacă y e minus 1, vine minus 2x plus 4. 2 plus 4 egal cu 7. 2 plus 3 egal cu 7. Minus 2 egal cu 4. Minus 5. G de coordonate 2 constantă. Nu-i gata. Că zice distanța de la O la G. Deci trebuie să venim cu un OG. Plus y
pantă dreaptă. Adică, de fapt, trebuie să fie pantă egală. Dacă se pără. Și atunci atragem panta din dreapta asta. Deci, să pun să-l cu roșu în dreapta. Idee. Din prima dată, dintr-o ecuație generală, spun așa cu un punct acolo. Așa. Din AX plus BY plus C egal cu 0 rezultă M. Ai știți care e formula de pantă? Că nu am pus-o pe fișa asta. Y minus sigma. Cât ai venit de pantă? E minus A pe B, da? Rezultă M pantă. Dacă vreau să trag pantă, pot să vin și cu M egal cu minus A pe B. Adică eu, de fapt, îți pot pe Y și eu mă citesc panta lui X, da? Dar asta ar fi deodată, așa, dacă am nevoie. Pe urmă, venim, a doua chestie, dacă știm panta, știm prunghiul și facem ecuația fără venim. Zic direct, ecuația cu pan. Deci direct ecuație cu pan. Ecuație. Că știm punctul prin care trece și știm pantă, da? Ecuație punct, pantă. Punct minus pantă. Și venim cu ecuația punct pantă și am venit. Astăzi. De ce rezultă M? Doar cu minusul 2. Așa. Adică, cum am scos? Am scos de dată ca nu s-a trebuit, dar am făcut foarte bine să scos și pe... Ia, până să geacă, nu vine să ești pantă. Uite, hai să scoatem pe ei. Ca să vedem că e așa. Dă-i o să geacă, o să rezultă. Dă-i o rezultă. Așa. Scoate-l mai întâi pe 2Y. 2Y egal cu 34 la dincolo. Adică vreau o ecuație, spuneți, da? Rezultă de parte pe Y egal cu minus 1, minus X pe 2, minus 1 pe 2X. Minus 5 pe 2, da? Tu ai panta și ai punctul prin care treci, da? Da. Ecuația cu pan. Y minus Y. Așa, Y minus Y. Egal cu panta e, pentru X minus X. Așa. Și în locul e. Y minus. Ia, până la urmă. Da, până. Minus 1 pe 2 pe lângă X minus 2. Y plus 3 egal cu minus X pe 2 plus 1. Plus 1. Thank you.
4 acolo, dacă nu ți-i curios. 4. Acum avem o dreaptă de perpendiculară cu de 2. Și zicem de perpendiculară cu de 2. De 1. Echivalent cu M de 1. Produsul matur. M de 1. Ori. M de 2. M de 2 egal cu minus 1. Minus 1. Echivalent cu M de 1. Da.
proporțiile? E plus 10. Te-am dus pe ăla, cum poate cealaltă, plus poate. Acolo era deja cu minus. În prima, ai dus pe 4, ești plus 5. Invers.
Da, da, auzi, nu în urmă, două ore. Le faci pe el, trebuie să faci. Așa mi-e formă. Păi... Oricum, de ori, da. Da, acum... Da, se mătă și în spate, că nu se în patru, băi, da, vreau să le faci și trebuie să le desfărbătate. Da, dar e mult la nu se poate sta la tine. Dai o să îl ieși pe mult. Păi și vine minus M care a dus. Deci nu îl duci din minus M la Claudiu. Minus M îl urci la numărător. Da. 4 M supra M plus 1, da? La pantă când e drept din minus 4 supra minus în pare da, de și nu. Da, ai văzut și tot. Dar e și pantă. Nu, că l-am făcut două, și-o niciodată nu ne dat pe ei, dar și-o nu e. Scoate-mi băgăriți. Ai greșit, A-ul e 4, da? Da. B-ul e minus pe lângă e plus 1. Ah, minus da. A pe B vine 4 supra e plus 1. Deci așa e corect. 4 supra e plus 1. Da. Da, deci suntem 4 e pe e plus 1. A doua chestie, ca să vedem doar. Ara e minus ea, e B. A doua e plus 1. Urci pe... Vine echivalent cu minus 4M. Da, simplificăm minus și minus. A, și 4M supra. Deci plus 1 e de la primul. Așa. Adică 4. 4M egal cu M plus 1. Așa. Adică 3M egal cu 1. M egal cu 1. Bun, hai să vedem două și două. Două și două la simulare de decembrie. Dacă mă arătă o săptămână și deja încep vreți să le simulăm. Deci, acum e doar în stau cu toți și contribuie cu asta. O să facem, i-am o analiză. Și avem și un sistem, avem și un mare și o problemă. La 30 Y cu primul noi și 2 X cu somn și avem 2 X minus somn. Nu, dar vină pe pantă. O, de pe spare, dacă... A, pantă zi doare. O, facem AB. Facem AB, o începe. Începeam cu... A, sistem. Sistem. Hai, sistem, da. 2 X plus 9 Y. Thank you.
Bine, dragilor, cu asta am terminat.